4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, și astăzi o să discutăm despre kizomba. Atenție! Pasul de kizomba. Hai să vedem cum arată și apoi să-l splituim. 2, 3, pornim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, stop. Este considerat tot baza 3 pentru că execuția se face pe 3 timp. Ce particularități găsim în execuția acestui pas? Intenția este aceeași ca pe bază 2, doar că mă răzgândesc puțin la mijlocul drumului. Băiatul pe stângă, fata pe dreptul. De aici mut intenția și revin pe piciorul care este conectat pe podea, dar este liber de greutate, împing, iar acum marcă. Reiau. Mă duc pe picior, mut greutatea și închid. Ca să fluidizez mai mult, mă ajut de bundă. Mișcarea de bundă. Ginga. Hai să punem și ginga pe mișcarea noastră și 1 și 2 și 3. 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 Și din alt unghi. Și 1, 2, 3. Și 1. 2, 3 și 1, 2, 3. Și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3. Hai să vedem în pereche cum merge kizomba. Conexiune, intenție. Lateral, ca fata să nu înțeleagă că este bază 2. Îmi mut intenția înapoi și trag ușor și cu mâna dreaptă. Trag și marcă. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atenție! Mișcarea de lead pe care o dau partenerei pentru a reveni nu presupune să forțez axul acesteia, ci să vină brațul odată cu restul corpului. Followerul înțelege cel mai bine lead-ul din piept. Atunci followerul va pune mai mult focus pe pieptul partenerului pentru a putea înțelege cu lejeritate ce are de făcut în dans. Faza 3, kizomba, putem să realizăm și pe 4 timp. De ce? Pentru că ne dorim să respectăm poate pătrimea muzicală, adică pe fraza muzicală, din punctul de vedere al producătorului, avem numărătoarea 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Din punct de vedere al dansatorului, avem sincopa de la 1 până la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și atunci ne dorim să fim pe frază muzicală. Iar kizomba, pe 4 timp, o să fie executată altfel. Și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Astfel, pe marcă, conturez mai mult mișcarea din bundă, adică ginga. Marca este efectuată pe 2 timp. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pe muzică, ce vreau cu tarașinea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, o să mă rotez și 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
2, 3, 1 și 2, 3, 4, 5 și 6, 7. Descopere că pe muzică începem gitara și 1, 2, 3, 4 și zomba pe 3 timp. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ne rotim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tarasini. Zomba pe 4 timp. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,